Municipalitatea se mută în casă nouă. După luni de zile în care nu s-a lucrat deloc la construcția de beton de lângă prefectură, muncitorii au împânzit în sfârșit șantierul. Constructorii lucrează la noul sediu al primăriei din strada Domnească numărul 54, care se vrea a fi un imobil modern, demn de un oraș european, ridicat în centrul istoric al urbei de la Dunăre. Pe durata lucrărilor, utilajele și echipamentele grele vor avea acces în zonă prin strada Alexandru Ioan Cuza. Din acest motiv, circulația va deveni dificilă, iar pe intervale variabile de timp, drumul va fi blocat traficului rutier. Primăria Galați face apele la conducătorii auto să evite zona și să folosească rute ocolitoare, străzile Dogoriei și Domnească. Șoferilor li se recomandă să nu parcheze în vecinătatea șantierului de lucru pentru a nu bloca utilajele. Zona va fi monitorizată de agenții de circulație, iar conducătorii auto sunt rugați să respecte semnalele acestora, cât și indicatoarele de restricție. Noua primăria municipiului Galați va fi gata la începutul anului 2017.